decât să-mi asum într-un an electoral că voi finaliza reforma în sistemul bugetar, nu pot să fac. Dacă îmi cereți să fac ce nu s-a făcut în 30 de ani, pe un sistem paușal, să spun din acest moment toată lumea trebuie să dea afară 10% din sistemul de sănătate ca să fim, domnule, să devenim, am făcut reformă. Nu o să fac. Câteodată, graba poate strica buna intenție și asumare. În acest moment sunt vreo 3 ministere care au făcut sistemul de organizare în interiorul ministerului, urmează agențiile și tot ce sunt companiile subordonate. De exemplu, vorbeam cu domnul Grindeanu, la el sunt 53 entități separate, ordonatori terțiari de credit. Am să o duc până la cap. Înțeleg așteptarea. Dar chiar să dați cu pietre într-unul care și-a asumat acest lucru și în an electoral și să spuneți după 6 luni destul de complicate, ținând cont numai dacă vorbesc de deficite și de buget. M-am încadrat cu toate la termene. O să mă încadrez și cu ce am promis